Vă salut, dragii mei, buni prieteni! Bine ați revenit la emisiunea noastră, unde revin și eu de fiecare dată. Iată, de asta dată cu un mai vechi oaspete al acestei emisiuni, cu un bun prieten, cu preotul Bogdan Ivanov, preot paroh, bine zic? Slujitor. Da. Nu știu cum merg lucrurile astea în... Da, nu dețin oficiul de paroh. Acum... dețin, în schimb, toate atribuțiile unei slujiri sacerdotale și super. Cred că important e colegialitatea care se creează la o parohie și la parohia unde slujesc chiar mă bucur de astfel de colegialitate. De altfel aveți un coleg admirabil, ar trebui să venim odată împreună toți trei și să povestim cu părintele. Nu, e ignoranța mea la mijloc, nu știam exact care sunt ordinele ierarhice în acest sens, dar când a zis slujitor, imediat m-am gândit... la atâția slujitori, cum ar fi prim-ministru, ministrii lui, toți slujesc, fiecare în felul lui. Dacă nu? E să ne referim la cuvântul preot, nu în limba engleză, înseamnă minister. Exact. Și ministru în sine e un slujitor, este cel care slujește. Și totdeauna vocația sacerdotală se raportează în primul rând la slujire, nu și la această chemare de a fi în slujba oamenilor și în primul rând în slujba lui Dumnezeu. Deci nu la onoruri, nu cred că asta ar trebui cumva. Fără îndoială. Dar m-am întrebat mereu dacă, cum să spun, un spirit pragmatic ar trebui să primeze în raport cu chemarea, să zicem, duhovnicească sau spirituală. Adică poți fi un minunat slujitor, cum a zis, ministru, dacă vreți, de suflete, care să oblojească rănile, să dea o speranță de mântuire și să nu ai posibilitatea să nu te descurci să-ți repari biserica, de pildă. Credeți că e importantă această dimensiune pragmatică? Din păcate, preotului se impun cumva, datorită situațiilor și circumstanței în care el își desfășoară activitatea, să-și asume mai multe roluri pe care la un moment dat el nu știe că le poate avea sau nu știe că le și le poate pune în Da? În Nimeni evidență. Nu te avertizează de la început. Da, vezi că trebuie să fii și diriginte de șantier și constructor și consilier și asistent social. Titor și de pictură, titor, până la urmă. Biserici, așa mai departe. Oricum, oficiul preoțesc, oficiul pastoral presupune, pe de-o parte, sau în primul rând, păstorirea sufletelor, grija pentru mântuirea credincioșilor. Și aici, cumva, trebuie să deprinzi arta asta a pastorației și a duhovniciei, care nu este o știință, este o artă și arta se deprinde doar prin efort și prin implicare. Și cred prin experiență. Importantă. Da, experiență. Tact, sigur, înțelepciune. Adică sunt rețete prealabile? Din păcate, nu. Sunt modele în această privință și ajută foarte mult. Să fii bun, să fii totodată exigent. Da, cu normele, înțelepciune, discernământ, să știi cum să îi apropii pe oameni, nu de tine ca preot, ci de Dumnezeu, pentru că aceasta este direcția unei bune spiritualități. Da. Dar, pe de-o parte, oficiul preoțesc presupune și buna chivernisire a treburilor unei parohii, nu? Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei, cel care nu-și va chivernisi bine casa, cum o să poată purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Adică economie, care înseamnă, de fapt, administrarea casei, nu? De acolo vine economia. Categoric, da. Gospodărirea casei. Economia în sine e un principiu care trebuie să fie deprins și de preot. Adică, cu toate că, să zic, nu are atât mult talent în a construi o biserică sau în a face alte munci administrative sau edilitare, totuși trebuie să fie măcar un om cu respect și cu grijă pentru bunurile bisericii, bunurile materiale. Da. Sigur că da. Dar cred că și comunitatea enoriașilor are un rol în asta, nu? Absolut. Dacă ține aproape... Da, el doar administrează, dar, cum se zice, pune în valoare energiile unei comunități. Biserica este o instituție care are foarte multe izvoare de energie. Ea nu stă doar într-o singură persoană. Nu, sigur, persoana care o guvernează... Care e izvorul cel mai important. E mântuitorul care e capul bisericii. Da. Și aici este și acest paradox, vedeți, deși biserica este formată din păcătoși, totuși este o instituție sfântă. Guvernuitor, da. Da, pentru că Sfințenia stă tocmai în capul ei, care este Mântuitorul Hristos, și mai ales în Duhul Sfânt, care o insuflă și care imprimă această poate mișcare. Poate și în aspirația sinceră a oamenilor, a sufletelor, dar se înălța, cum să spun. Dar cu toate acestea, uman vorbind, biserica are foarte multe energii și resurse. Și un preot, cred că dacă deprinde arta asta de a pune în valoare toate energiile și de a fi deschis spre toți oamenii care au un anumit har și pot să ajute biserica și comunitatea, poate face lucruri foarte frumoase. E extraordinar. Mai ales, cred, când descoperi acest lucru care
mă rog, probabil că în seminar, în școală, nu ți se revelează în toată splendoarea lui. Oarecum. Dar acolo, cu oamenii, când îl descoperi, da. Cum să zic, trăind și făcând. Știți ce vreau să vă întreb? Vreau să vă solicit o confesiune într-un anume sens, anume, cu cine lucrați mai bine? Cu cine e mai simplu, mai la îndemână? Cu maturii, cu bătrânii sau cu tinerii și copiii? Acum, cel mai provocator este să lucrezi cu tinerii, pentru că trebuie să găsești limbajul potrivit. Și cred că biserica are foarte mult de învățat în a se apropia de ei și mai ales în a le înțelege cultura, care sunt aspirațiile lor, care sunt idealurile lor, care e într-un fel lumea lor în care trăiesc. De aici vine marea provocare. Cel mai ușor este să lucrezi cu maturii și cu bătrânii, pentru că ei sunt deja cumva așezați în bisericiți și... Da. Sunt un public care sunt acolo fidel și așa. E foarte ușor să lucrezi, sigur, cu copiii care au anumit fior sacru în inima lor, încă nealterat de vârstă și de viață. Și deci care adolescența e mai dificilă. Adolescența e mai dificilă și mai problematică. Dar, evident, nu este nicicum de speriat sau de stigmatizat în vreun fel. Nu? Din potrivă, este vârsta cea mai fertilă în care așa nu-ți asumă o sumă, o sumă de aventuri. Și cum spunea foarte frumos Hristos Ianaras într-o carte a lui, de ce nu și-ar asuma tinerii și aventura credinței? Dacă tot vor să cunoască lumea, de ce n-ar încerca și această aventură? De pildă acestor tineri care, să zicem, tatonează și încă nu s-au fixat, le-ați recomanda niște lecturi anume sau niște... eu știu, sporturi, jocuri, atitudini, ceva anume, aveți un... Acum, să nu uităm că toată viața spirituală a noastră este asemănată unui sport, în special atletismul se potrivește foarte mult credinței și creștinului. Sfântul Pavel spune că noi suntem, de fapt, niște atleți care alergăm într-o arenă, da, și care, în primul rând, trebuie să respectăm regulile jocului, adică fair play-ul pe care trebuie să-l avem. Nu e important dacă câștigi sau nu, important e să te lupți după regulile jocului și să ai nădejde dacă vei primi cununa. Și cred eu că și sub aspectul ăsta al jocului, al curiozității, să nu uităm că însuși Mântuitorul, care și-a ales în mare parte apostol tineri și chiar foarte tineri, i-a provocat așa, le-a adresat acel cuvânt, vino și vezi. Hai să vezi cum e, unde stau, unde locuiesc, de pildă, sau cu ce mă ocup și care e... E mare lucru, adică nu, să nu rămâi la balcon acolo sau, nu. Eu știu, la distanță. Hai de aici, vino, hai să vezi. Vino exact. Și vezi. Implică-te. Da. Asumă-ți aventura credinței. Ceea ce nu e ușor. Este nu? Ușor, nu. Credința e un pariu. Petru s-a propus să-și lasă familia și să-l urmeze, ceea ce era... esența unei vocații până la urmă. Și la un moment dat și-au pus și întrebarea, bine, dar cu noi ce va fi? Da, ce ne alegem de pe urma acestei renunțări? Mântuitorul a spus, stați liniștiți că cu viața veșnică, nu o să vă păgubiți. Da, e o promisiune care ar trebui încă să conteze pentru oameni. Nu? Faptul că nu ne limităm doar la trei acest orizont de timp, ci sperăm și într-o veșnicie care, sigur, în comuniune cu Dumnezeu nu poate să fie decât fericită și luminoasă. Categoric. Spuneți-mi, Părinte, pe lângă biserică socotiți că ar trebui să se miște un întreg univers? Văd că în ultimii ani, cel puțin, dar poate că există o tradiție mult mai veche pe care eu, din păcate, o ignor. În unele biserici s-au organizat spații expoziționale, se fac chiar lansări de carte, au loc tot felul de evenimente cu, cum să spun, impregnate de cultură și de spiritualitate în afara, cum să spun, slujbelor religioase și a întâlnirilor de... Eu cred că întâlnirea harului divin cu omul și cu talentul care este în fiecare om nu poate să dea decât un act de creație și un act de cultură. Practic, biserica este o instituție care a creat cultură. Să nu uităm câte spirite luminate a impulsionat în a crea și în a-și pune talentul. Și eu cred că biserica ar trebui să fie o instituție în permanent deschisă pentru cultură. Pentru că știți ce se întâmplă? Sunt foarte mulți oameni cu har care vor să-L slujească pe Dumnezeu prin instrumentul activității lor. Nu? De pildă, un pictor prin pictură, un arhitect prin construcție, un muzician prin ceea ce cântă el și așa mai departe. Și atunci, biserica n-ar trebui să închidă ușile. Să nu uităm că printre cele mai frumoase momente așa pe care ni le amintim, în special la Crăciun sau la marile sărbători, e și acest gest al unei spontaneități din aceste inocente al unui om
om sau al oamenilor în general, care vor să-i aducă lui Dumnezeu ce știu ei cel mai bine. Și acea legendă cu micul toboșar, nu, pe care o știm, și Little Drummer Boy, care merge și călătorește da. Zeci și zeci de kilometri ca să ajungă la niesla din Betlehem și să-i cânte pruncului. Dacă el prin foarte asta frumos. Simte că poate să-i ofere ceva lui Dumnezeu, de ce n-ar găsi un astfel de loc și în biserică? Și biserica, să știți, din punctul ăsta de vedere, a făcut foarte mult și e deschisă culturii și oamenilor. Da, și așa cum ați spus, sunt biserici unde sunt galerii expoziționale, nu? Avem chiar și în Cluj. Ce mi se pare minunat. Sigur, da, Biserica Sfântului Ilie, unde Galeria Horeb, foarte bine curatoriată, așa, și profesionist îngrijit. Acolo, bine, e și părintele care are studii de artă, e și domnul Florin Gherasim de la Muzeul de Artă, care o impulsionează. Da, sunt parohii care au biblioteci, care au săli, să zic așa, birouri catehetice, unde se pot face diferite activități și întâlniri. Ne aducem aminte că ați fost și dumneavoastră la câteva întâlniri cu preoții. Adică, admirabil, cred că trebuie cumva creat o punte, așa, și biserica trebuie să aibă în permanență ușile și podurile deschise pentru a putea veni lumea spre ea. Respectul există întotdeauna, dar nu e rău dacă se exprimă mai apăsat și iubirea față de biserică. De asta e oportun ceea ce spuneți. Adică e foarte bine dacă da, această apropiere se produce. Știți ce se întâmplă? S-a tot vorbit și era cumva așa un slogan al anilor 90, intelectualii și biserica. Și mi-aduc aminte că mitropolitul Bartolomeu a venit cu o corecție. Nu sunt două tabere opuse. Și intelectualii sunt biserică. În biserică, da. Și atunci intelectualii în biserică. Dacă am învățat ceva de pe urma acestor ciocniri, să zic așa, între instituția bisericii și mass media, jurnaliști, lume în general, am învățat că, de fapt, biserica suntem cu toții. Nu reprezintă doar clerul, doar ierarhia, doar episcopatul, ci sunt și acei oameni care, la un moment dat, se pronunță critic sau au niște așteptări care nu sunt neapărat onorate din partea bisericii. Și cred că de la ideea asta, dacă pornim, ne dăm seama că, de fapt, suntem împreună. Știți ce am vrut să vă întreb, apropo de o serie de polemici din spațiu public care în ultimii ani cel puțin s-au făcut mai vizibile, mai simțite. Deși dacă ne uităm mult în urmă, cam mereu există câte o voce care are ceva de spus, care are ceva de comentat și nu e un lucru rău că se exprimă spiritul critic. Care ar fi, după dumneavoastră, forma adecvată de a exprima acest lucru pentru a nu fi privit ca un dușman al bisericii, dar în același timp fără a face concesii în materie de conținut, adică spunând exact ce ai de spus. Eu cred că tonul pe care îl folosește și una și alta dintre părți, pentru că și biserica și, să zic, un om care are niște așteptări și care se pronunță la un moment dat critic, o fac din iubire și trebuie să o facă cu iubire. Chiar vorbeam la un moment dat cu colegii de la Patriarhie, așa, cu cei care ne ocupam la acea vreme de interfața asta de comunicare cu presa. Orice spune biserica trebuie să o spună în primul rând pe un ton părintesc, să o spună cu iubire și cu decența și cu smerenia necesară. Și atunci cumva... Ceea ce e valabil și pentru ceilalți comentatori. Adică, cred că cultura dialogului ar trebui să existe indiferent de teme, indiferent de accentele care se pun și biserica n-ar trebui să fie refractară la ceea ce se spune. Pentru că atâta timp cât societatea manifestă un interes față de ea, înseamnă că totuși mai e o speranță și că n-a devenit o instituție desuetă și că, să zic așa, secularizarea a înghizit-o cu totul și a pus acolo în rândul celorlalte instituții sau NGO-uri ale statului. Da. Mi-amintesc când eram mai tânăr cum se discuta cu mirare că în unele foste, aș zice, biserici din Suedia s-au instalat rockeri care cântă și fac tot felul de lucruri de genul ăsta și părea foarte extravagant atunci și părea o pierdere pentru biserică. Dar eu mă întreb dacă până la urmă, după cum ați spus adineori, nu e și locul muzicii în biserică. Bun, e adevărat, dar trebuie să respecte niște canoane. Adică, fără îndoială. Clar, biserica le are. Să nu fie satanistă, așa, să nu fie... Știți cum e, cum se spune, biserica nu trebuie să devină lumea din afară. Lumea trebuie să devină, într-un fel, biserică, adică ca un spațiu al comuniunii. Da. Dar biserica nu trebuie să devină lume. Și atunci, filtrând anumite
lucruri pe care lumea le produce și în domeniul muzical și în domeniul artistic, se poate ele se pot mediere găsi favorabile așa, care sunt potrivite. Pentru că, sigur, și spațiul bisericii totuși trebuie să se păstreze în sacralitatea lui și în sfințenia lui. N-avem voie să-l profanăm, adică să-l scoatem prea mult în afara... Corect, corect. În afara spuneți-mi, sfințenii. După părerea dumneavoastră, sunt destule biserici în România. Mă refer acum la edificii, la construcții. Răspund nevoilor, să zicem, parohiale? Acum, sau... dacă ar fi să ne gândim la cum vedea, de pildă, Iosif al II-lea, împăratul, cel bunul împărat de care vorbesc cu atâta evlavie români ardeleni, la câți oameni trebuie să fie biserica și la ce distanță de o avea comunitate. O viziune de funcționar, foarte oarecum, clară, da, cum trebuie să fie lumânarea, cum să fie biserica, așa. Da. Am spune că încă suntem deficitari, adică da, demografia nu este întru totul acoperită de numărul de biserici. Într-un loc poate sunt suficiente, poate sunt chiar multe, în altele locuri probabil încă sunt prea puține. Așa. A fost o epocă, evident, imediat după Revoluție și un entuziasm, să nu uităm că în orașe, în general, construcția de biserici era interzisă, nu s-au mai făcut așa aici, colo. Până la căderea lui Ceaușescu. Până la căderea comunismului, da. Cred că interdicția, cum să spun, s-a dizolvat în clipa când... Da, evident. Și atunci, cumva, a fost nevoia asta. Lumea și-a cerut dreptul. Să nu uităm că orașele, între timp, crescuseră, deveniseră niște aglomerări urbane. Așa, știm foarte bine că am avut în 90 un oraș care n-avea nicio biserică în Cluj, orașul Victoria, din Făgăraș. N-avea nicio biserică. Era orașul fără nicio biserică. Pentru că era un oraș industrial, creat în jurul unei fabrici uriașe de anvelope, care era la vremea respectivă și care, evident, nu reclama nevoia unei biserici. Acolo? Acum, sigur, sunt. S-au sunt refăcut, biserici, dar numai industrie. Da. Acum, e nevoie. Și atunci a venit cumva, să zic, această dorință de a construi de jos în sus. Noi tot timpul am spus că nu biserica a luat neapărat decizia, implanta lăcașe de cult în diferite locuri, ci oamenii care au simțit nevoia să aibă o biserică lor mai apropiată, mai accesibilă, mai spațioasă, de ce nu. Și atunci a fost o perioadă de 20-30 de ani în care s-a acoperit acest gol. Să nu uităm că în Cluj, nu la Revoluție, erau în jur de 10 biserici. Totuși, populația era mare și atunci, în 90. Acum Clujul are 50 de parohii. Aproape toate au și bisericile lor, încă e nevoie de a mai construi niște edificii și, sigur, totuși atâta timp pasul înainte, în 30 de ani, este remarcabil. S-a făcut foarte mult și știți ce a fost important? Marea majoritate acestor clădiri, acestor biserici, lăcașe de cult, s-a construit cu sprijinul credincioșilor. Noi tot timpul la Arhiepiscopie dădeam un fel de bilanț anual în care spuneam care este suma primită de la stat, asta suma primită de la cutia milei, adică de donații, acolo sau și donații. Poate simpla cutia milei, care este, să zic, mecanismul cel mai eficient, tradițional și eficient, care lucrează în beneficiu fiecarei comunități biserice și pentru întreținerea lăcașului de cult, dar și pentru nevoile sociale, pentru că nu poți una fără alta. Adică nu poți să ai doar o biserică frumoasă fără să ai și o mână întinsă cuiva care are o nevoie. Și atunci, cumva, în această logică au funcționat primii 30 de ani. Noi tot timpul veneam cu argumentul și spuneam, zice, celor care criticau că sunt prea multe biserici, uitați-vă duminica la ele, nu o să le vedeți goale. E adevărat. Atâta timp când nu sunt goale, când nu sunt goale, înseamnă că își au locul și rostul lor. Mărturisesc însă că pe mine mă doare sufletul la gândul satelor părăsite, unde acolo și bisericile problem. Rămân. Ce e de făcut acolo are? Au un viitor? Problema, nu știu, e biserica foarte complicat. Are o viziune asupra acestei probleme? Acum, care în primul rând o are și aici ar vrea să spun foarte răspicat, în altfel simțitul mitropolit Andrei este un om care are o foarte puternică și accentuată grijă pentru sat. Și știți care este rolul și implicarea bisericii acolo? Faptul că preotul rămâne și rezidează permanent în comunitatea parohială. E foarte important. Adică se evită acel fenomen păgubos din toate punctele de vedere al navetismului, nu? În care preotul stă, să zic, în oraș și merge și își face slujba duminica sau o dată și de două ori pe săptămână. Înseamnă că sunt slujitori de votație bisericii care acceptă această acceptă, condiție, să zic, chiar dacă stau cu doi înoriași bătrâni, nu? Da, asta și cumva ei mai hrănesc speranța aceea care pâlpâie într-un sat. Mai mare lucru. Și țin biserica deschisă cu ajutorul oamenilor. Ce este foarte, foarte important și cumva cred că aici încă biserica mai are de lucru asupra
bisericilor vechi, patrimoniului. Mai ales cele de lemn, care bisericile de lemn, care, da, la un moment dat au fost considerate neîncăpătoare, insuficiente, da. S-au construit alte biserici de zid și au rămas așa cumva în paragină. Dar chiar și acolo nu li se recomandă. Există deja niște demersuri în acest sunt, sens? Sigur, adică... s-au renovat și în fiecare an sunt câteva care sunt renovate. Unele au fost salvate prin aceste proiecte mare de lucru. Implicare. Frumos. Ale societății civile, sigur, și biserica pe cât posibil face acest lucru, dar... Nu e rău. Nu e rău deloc. Nu. Deci și satul în viitor, pentru că mă uit la 30 și ceva de ani după Revoluție și văd că, până la urmă, populația României rămâne destul de echilibrat împărțită între metropole, orașe, pe de-o parte, și sate, pe de altă parte. Chiar dacă, sigur, satele sunt unele mari și prospere, nu știu, cel mai mare sat din România nu e cumva Floreștiul, în vecina de Cluj. A rămas cu statutul acesta de sat. Da, cred că li se pare convenabil într-un anume sens. Da, deși taxe, povești... Da, e foarte greu când, să zic, ești pe raza comunei și trebuie să pomenești comunitatea respectivă, te rogi pentru... E greu să zici satul acesta, nu? Când faci parte dintr-o aglomerație urbană de 30.000 de locuri. Această metropolă sătească. Așa ceva. Da, deci... Lucrurile foarte interesant și asupra lor cine decide? Sfântul Sinod? Sau eu cred că la nivel local, sigur, Sfântul Sinod din prima o strategie. La un moment dat, de exemplu, au fost proiecte, așa să zic, la nivelul unor eparhii din biserica noastră. Nu e important care să nu fie sat fără parohie, adică să nu fie sat care să nu aibă un preot care să rezide acolo. Sigur, a fost și asta o încercare. Pentru că foarte multe comunități nu pot să întrețină un preot, nu având în vedere că el primește de la stat doar un sprijin salarial, restul urmând să fie completat din veniturile unei parohii. E cam Popatanda, un sat sărac se descurcă greu. Da. Deși, să știți, Patriarhul Iustinian avea o vorbă, zice, pe preotul bun, oamenii nu lasă să moară de foame. Așa încât oricât de... prin preot bun? Cel care își face, de treburile de satului și de slujba lui, care își face slujirea lui de preot cu conștiință și cu... frică de Dumnezeu, nu moare de foame. Și cred că e probat asta. Nu? În orice sat ai fi, dacă ești un preot bun, probabil nu o să mor de foame. A fost de pildă un proiect să nu fie sat fără o casă parohială, adică să creezi premizele ca preotul să poată sta cu familia în satul respectiv și să poată să se ocupe de enoriași, pentru că el nu doar prestă niște servicii. S-a putut susține în unele locuri, da. Da, în unele locuri. Și în al preasfințitul mitropolit Andrei se preocupă de problema asta și cumva e pune cum accentul ca preoții să poată să rămână. Minimal, nu confort, dar condiții de acum trai. S-au implicat și comunitățile locale, primăriile, unde au avut posibilități și s-au pus la punct. Adică nu mai suntem ca acum 30 de ani. Nu? Și satele au mai evoluat. Doar profesorii săraci nu primesc întotdeauna locuințe când se repartizează. Nu mai se repartizează când se duc acolo. Da, mă rog, mai stau la țară și mai construiesc ei. Fiecare după vrednicie. Cel mult bani de navetă, dacă mai primesc de la primărie. Olala, am făcut și eu navetă vreo 6 ani. Nu e ușor. Dar e o experiență. E un misionariat și ăsta. Într-un fel, da. Să știți că da. Așa este. Ce planuri aveți, părinte Ivanov? Păi, în primul rând, vreau să... Știu că aveți cercetări proprii, istorice. Da, sunt. Mă preocupă, sigur. Am și bucuria să fiu cadru universitar la Facultatea de Teologie. Și vă am place câteva viața de profesor? Îmi place, să știți. Și, și mă bucur că o împărtășesc și încerc să o fac cu un entuziasm. Mai ieri erați student. Mi-amintesc vremurile acelea, da. Au trecut vreo 30 de ani, sau 20 de 20, ani. Sigur. 20, sigur. 20 și un pic. Da. Când am fost noi la conferința de la Gațada? În 2001, parcă. În 2002, cred. 2002? 2002, iată. Da. A fost foarte frumos. Dedicată istoriei religioase a României. Nu, a fost un eveniment, totuși. Da, sigur. Istoric la momentul respectiv. Biserica catolică s-a interesat foarte mult de o întreagă istoria bisericii noastre. Mi-amintesc interesul deosebit pe care îl manifestau față de misionariatul lui Paisie Velichkovski, de pildă. Atunci am aflat despre acest... Da, pentru că el a deschis cumva perspectiva asta isihasmului să fie asimilată în lumea slavă, nu? Prin el, practic. Cu vrednicie, în a copia și a traduce opere. Și a creat un curent filocalic care a fertilizat Rusia, cel puțin, și nu numai Rusia, lumea slavă și țările române, practic. Noi prin el am avut acces la... Cred însă că acum știm de pildă mai multe despre, cum să-i spun eu, gruparea de la Mănăstirea Antim.
Rugul l-a prins. Sigur că, da. Sigur. Se știe mai mult decât acum 20 de ani. Au apărut cărți, s-au reeditat, Sandu Tudor, lucruri foarte interesante. Mironescu, exact. Alexandru Mironescu. Deci când discutăm despre biserică, avem mai multe argumente și elemente de a descoperi. Și acolo era totuși un grup intelectual, un grup de oameni foarte titrați, nu... Dar ce interesant, că și acolo era un monah venit din URSS, deci din... Ioan Culăghin. Așa este. Era, da. Bine, pe filiera, bucovineană. Uh-huh. Practic, curentul acesta al rugului aprins a început la Cernăuți, în Palatul Mitropoliei de acolo. Era mitropolitul Tiții Medrea, un mitropolit de mare calitate sufletească. Nume bine cunoscut. Da, un nume bine cunoscut, deși fusese preot de mir, adică preot căsătorit, dar... Mă rog, devenit văduv prin decesul soției lui, a devenit un foarte bun mitropolit și el s-a oferit, a avut intuiția asta să deschide ușa, cum se zice, unor oameni care vor să experimenteze genul acesta de spiritualitate, de evlavie. Și așa s-a născut, de fapt, rugul aprins. El a venit în momentul în care frontul s-a apropiat foarte mult, cumva și-a asumat, să știți, la modul cât se poate de decent și de exemplar, statutul lui, s-a retras din scaun. El, de exemplu, în timpul războiului, a compus niște rugăciuni care se rosteau la icteniile bisericești împotriva armatei sovietice. Pentru că era inamicul nostru. Era alături de popor. La urmă, sovieticii răpiseră o parte din Bucovina, inclusiv Basarabia și nordul. Da, cum să te rogi pentru altceva? Și atunci el, văzând că istoria se întoarce, și-a considerat încheiată misiunea și a revenit la București. Atunci grupul acesta a revenit și s-a regrupat în jurul Mănăstirii Antim, unde a dat foarte bune rezultate și a fost așa o flacără care a dat într-o beznă care cuprindea tot mai mult, spiritual vorbind, tot România. Tot mai compactă, da. Da, da. Și iată că beata Mănăstirea Antim n-a scăpat până la urmă nici ea ca și construcție de n-a scăpat, ororile comunismului. Bun, în sensul că a fost translată, s-au mutat clădirile. Exact. Eu mi-aduc aminte că înaltul Bartolomeu ne povestea că era bibliotecar la mănăstirea, la Biblioteca Sfântului Sinod, care se află în Mănăstirea Antim și practic erau lucrările de translare a acelei clădiri frumoase care există și astăzi în un stil brâncovenesc, în timp ce funcționarii erau la serviciu, nu? Pe măsură ce își terminau orele, vedea că se tot mișcă biserica, clădirea cu ei. Da. Incredibil. Da. Ce, erau ce peripeții istorice. Și, da. Dar bine că e acolo. Și... Așa este. Altele au dispărut. Da, nu Băcărești. Din nefericire. Da. E bine că și pe acele le avem măcar într-un album, fotografiate. Știm cum au fost. Da, cel da. Puțin atât. Băcăreștiul e o mare pierdere. Când mă gândesc la faptul că germanii după al doilea război mondial au trebuit să-și reconstruiască centre întregi istorice. Și am catedrale. Nu? Și catedrale, da. Care s-au distrus la în Münster, am văzut asta cu ochii mei. Arătau inclusiv, le-au fumegat, arătau zidurile, într-adevăr, aveau un aer. Le-au dat patina da. Istorie. Da, da, foarte interesant. Pentru că la un moment dat și-au pierdut istoria în molozul războiului. A fost teribil. Războiului, la Leipzig, mă rog. Am văzut și eu oraș, așa, de exemplu, am fost la Stuttgart și am văzut, e un întreg munte, Birkentopf, îi spune, care e construit numai din molozul pe care l-au evacuat de pe urma bombardamentelor orașului. Orașul a fost bombardat, unele zone, chiar în proporție de 98%. Deci au făcut un soi de tel, din Mesopotamia, unde găsești zigulatele îngropate. Te poți plimba printre ele și mai vezi arcade, coloane din 1944 distruse de război. Da, da, da. E un memento, așa, un memorial. E terifiant ce s-a putut întâmpla. Să sperăm că, ce ziceți, scăpăm de război? Noi aici în România. Ce să zic. Ne rugăm de peste 1000 de ani ca Dumnezeu să ne scape de ciumă, de potop, de foc, cu ciuma de s-a rezolvat, sabie, cu ciuma s-a rezolvat de la propriu, la figurat nu. De năvălirea altor neamuri asupra noastră. Da. Și știți ce este important? Rugăciunea asta care e o litanie, o litanie prelungită de războiul cel dintre noi. Asta cred că e cel mai Zavistia. Grav. Și, invidia asta. Ura, ponegreala. Da, calomnia, clevetirea, toate aceste micimi sufletești care ne păgubesc pe noi. Și practic arată că oricât de pașnici am fi, tot trăim într-o stare de conflict, cel puțin interior. Așa este. Da, războiul ăsta interior e foarte greu de istovit. Dar se pare că... Sfântul Grigorie Palama s-a dat până la urmă o rețetă, nu? Rugăciunea inimii. O rostește până
până... Știți cum e? Răsăritul creștin a avut experiențe dureroase de-a lungul istoriei și cumva a găsit tot timpul un refugiu. Da. Din, când istoria îți devine prea potrivnică, te poți refugia într-o citadelă, nu? Care e biserica, în zidurile ei, deja istoria e alta. Se mișcă altfel. Așa este. O lume a păcii e mult mai prezentă. Și gândesc că acum că asta o fi fost și inspirația lui Noica, care spunea, istoria a urinat pe mine, urinez și eu pe ea, nu mă mai interesează, mă preocup doar de ideea mea și de efortul de a o pune da, în operă. Da, și cred că asta e o cale de a supraviețui. Adică să te gândești că totuși, chiar dacă istoria se îngustează, la un moment dat tot va ieși la un loc mai larg și îți va deschide perspective mai mari. Dumnezeu e îndurător. Rămâi, da, face acest lucru. Voiam să arăt câteva cărți, nu multe, trei bucăți am adus astăzi, pentru că apar lucruri interesante. Iată o carte care a ieșit acum vreo 2 ani. Eu am descoperit-o abia acum și mă grăbesc să o arăt și altora. E scrisă de un expert în studii românești de la Budapesta, Noagy Levente, care vine cu un punct de vedere calvin asupra trecutului nostru, foarte interesant, trecutul din perioada Principatului, așadar dinainte de instaurarea dominației habsburgice. Cartea se cheamă Reforma la români, un fenomen de transfer cultural în secolele 16-17. Cum să spun, chiar și atunci când punctele de vedere ale unui autor stârnesc discuții, ele sunt salutare pentru că atrag atenția asupra unor subiecte care poate au fost lăsate în penumbră și care ar merita mai multă atenție. Eu l-am cunoscut acum 9 ani, am fost cu regretatul profesor Droiu, Nicolae Droiu, la o întâlnire a Comisiei de Dialog dintre istoricii români și istoricii maghiari. Mai funcționează? Eu cred că da, ar trebui să probabil funcționeze, da. Da, la nivelul academiilor, da. Mă rog, română și maghiară și bine, am cunoscut, da, el vorbește foarte bine românește, cred că are și un lectorat de limbă română la am vrut Universitatea. Să întreb, o fi avut origini pe la noi, prin Transilvania sau cine știe? Cu siguranță, probabil, dar are un lectorat de limba română la Universitatea Ödvös-Loránd. Da. Și știu că discutam, de pildă, am fost foarte interesat să văd cum văd ei, inclusiv problema Gojdu, care e o problemă... Cu moderație. Da, cu moderație și cumva că istoric e mai da. Greu să repar, deși noi ar trebui să o avem în minte și să ne gândim că la ea ca la o șansă. Oricum, carte foarte interesantă, am văzut-o și eu. Și știți ce e bine? Faptul că producțiile care apar în limba maghiară pot fi citite în limba română și cred că ar fi interesant și invers, cumva, deschise, accesibilizate. Ar fi oportun, dar uitați, acest public. Autor, domnul Noagy Levente, se pare că și-a tradus singur cartea în limba română, păi, ceea ce e admirabil. La de mână, da. Da. Ai noștri, fiind, să vedem acum dacă sunt în stare. Dacă cineva așa de bine să stăpânească și limba maghiară, bine. Să o traducă și... Da, acum, sigur, noi românii avem experiența aceea, pentru noi, în general, reforma a venit și cu provocări, dar și cu constrângeri, așa, și, sigur, e un timp istoric Calvin, care, cu toate lucrurile care convin și nu convin, trebuie cunoscut. Trebuie cunoscut și corect, asta e cel mai important, cred. Istoria. Și faptul că dialogul nu moare, ci, dimpotrivă, continuă. Avem nevoie de dialog, altminteri suntem într-o schizofrenie, două istoriografii care afirmă adevărul da. Total opuse despre lucruri comune. Pe da, el de altfel și spune lucrul acesta. Așa da, este, dacă da. La un moment dat fiecare a aruncat cu bune aprecieri și da. Mulți istorici români, deci, filologi români, da. Excelenți. Unul dintre ei este, iată, autorul acestei alte cărți pe care am adus-o, anume un, tot așa, un tânăr cadru universitar, Emanuel Conțac, care scrie despre Noul Testament de la Alba Iulia, apărut, cum se știe, în 1648, și legăturile lui cu reforma. Autorul precizează în subtitlu că e vorba de un studiu istorico-filologic. Și, într-adevăr, nu este deloc dezamăgitor. Pentru mine, revelația în ambele cărți pe care le pomenesc și pe care le-am citit deja a fost faptul că preoții români care au făcut această muncă atât de necesară și pentru biserică și pentru cultura noastră aveau un orizont pe care l-aș numi erudit. N-aș fi bănuit da, asta. Da. Bine, erau vârfuri printre ei, oameni da, care se bănuia că erau oameni mai rudimentari, care, mă rog, știau slavona și care cam atât. Ori vedem aici că frecventau biblioteci cu surse în limba da. Latină, cu chiar dintre oamenii care scriau în consens cu reforma, cu Jean Calvin, cu Martin Luther. Foarte interesant. Da, Emanuel Conțac, care e profesor, cred că la un institut neoprotestant așa în București este, da. Și e foarte interesant de văzut cum se
apleacă cu respect și cu cercetare asupra vechii istorii biblice în limba română. Da, el a lucrat cu Alin German, cred că, de la Biblioteca Academiei din Cluj. Și probabil, am văzut și de curând și niște studii ale domniei sale împreună cu alți autori, printre care și o coautoare maghiară, mi se pare. Deci, faptul că oamenii reușesc să depășească bariere lingvistice sau prejudecăți și pun împreună un efort de cunoaștere, mi se pare absolut salutar și mă bucur să îl pot semnala. Am adus și o carte pe care ori am adus-o și altă dată și n-am prezentat-o, ori am mai prezentat-o o dată, dar eu cred că merită să revin la ea dacă cumva s-a întâmplat acest lucru. Îmi amintesc din armată când un ofițer impetuos le-a spus soldaților: dacă nu v-am spus-o, o repet. Mă tem să nu fiu în aceeași situație, dar merită. Avem aici viziunea lui Tnugdal, care este de fapt un text nu doar pios, ci oarecum profetic, aș zice. Până că l-a inspirat pe Dante. Medieval, exact. Divina Comedie. Ajungem să avem, grație lui Alexandru Baumgarten și a colegilor săi, el are un grup întreg de traducători și exegeți. O foarte bună colecție. Minunată. Iată, aici e vorba despre domnul Emanuel Grosu, cel care a îngrijit ediția, a tradus din latină, a alcătuit notele, comentariile și un studiu introductiv semnat de Corin Braga, prorectorul și fostul meu coleg de la Echinox. Filolog clujan, da. Așa este. Asemenea cărți vreau să vă mărturisesc că mie mi-e bucură, cum să spun, papilele spiritului și totodată aș zice că e salutar că, pentru mine cel puțin, lecturile lor au survenit în preajma sărbătorilor pascale. Acum, multă lume discută despre această distanță între stabilirea Paștelor la catolici și cele ortodoxe. Noi știm că, mă rog, calculele pascale încă din Evul Mediu s-au tot făcut, refăcut. Da. Se ajunge și în asemenea situații. Dar cei care sunt mai puțin introduși într ale teologiei se întreabă de ce Crăciunul putem sărbători împreună și Paștele. Da, e foarte simplu. Noi, ca biserică, am adoptat calendarul iulian pentru toate sărbătorile, mai puțin Paștile, tocmai din dorința de a păstra o comuniune cu toată ortodoxia. Și de aceea noi avem toate sărbătorile după calendarul îndreptat, calendarul gregorian. Doar Paștile îl sărbăm odată cu toți ceilalți ortodoxi, pentru că asta e așa, nevoia de a fi împreună, măcar la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, pentru că este cea mai mare sărbătoare. Acum, știți care e? Unitatea e un ideal pentru care fiecare comunitate, fiecare om trebuie să lupte. Face ceea ce poate și cum poate în împrejurări istorice determinate. Da. Și în primul rând ne rugăm pentru unitate, pentru că știm că ea este și efortul oamenilor, dar este și opera lui Dumnezeu. Și important este să știți nu când sărbezi Paștile, ci cum îl sărbezi. Pentru că noi nu doar retrăim un eveniment cronologic, nu ne raportăm doar la o cronologie istorică. Să nu uităm că bisericii primare i-a trebuit destul de mult timp să stabilească modul de calcul al Paștilor, pe care de altfel îl folosim și noi și apusenii, doar că avem instrumente de raportare diferite. Sigur. Noi folosim calendarul iulian, care este neîndreptat, în apus se folosește calendarul gregorian, care din 1582 este un instrument valabil pentru toată lumea. Uite, de exemplu, la anul vom avea bucuria să sărbăm împreună Paștile, așa că și motive de speranță și de unitate. Da. Acum că tot ați vorbit despre această năzuință absolut legitimă de a fi împreună, după ce până la 1054, de bine de rău, eram împreună, nu până la Marea Schismă, mă gândesc cu destulă durere și întristare, vă mărturisesc, la ceea ce se întâmplă în Biserica Ucraineană, unde lucrurile sunt total neclare. Unii țin de Patriarhul Moscovei, alții spun că ar fi nepatriotic, inoportun. Noi înșine avem un privilegiu, acela de a avea propriul patriarh și de a avea această autonomie a noastră în cadrul ortodoxiei. Între ce limite putem înțelege, cum să spun, identitatea noastră ortodoxă raportată la, să zicem, la națiune, la națiunea română,
pentru a nu cădea în filetism, etnofiletism, să mă știu eu, în erezii de tot felul. Da. Din păcate, astăzi vedem că în ortodoxie, în special în ortodoxia slavă, există acest etnofiletism, adică acea idolatrizare a elementului etnic și național în detrimentul credinței. Adică noi, în primul rând, trebuie să știm, credința este deasupra națiunii. Ea e exista unul, și înainte de a apărea națiunea. Sigur că da. Și atunci, în primul rând, sunt creștin, sunt ortodox, după care pot să spun că sunt român sau fac parte din altă. Dar ați constatat și dumneavoastră că poți merge în anumite biserici și să găsești acolo tricolorul, n-aș zice ostentativ, dar totuși... E un curent care nu știu cât e el de sănătos. Nu trebuie amestecate lucrurile. Sigur, biserica totdeauna a slujit națiunea. Pentru că ea este mai veche decât statul. Este instituția care a articulat primele forme comunitare. Nu? A asigurat accesul la învățătură. Nu, rudimentar, cât s-a putut. La asistență socială, la medicină. Nu ne gândim de la bolnițe, la tipări, la cărți, la cultura asta. În toate acestea, biserica a jucat un rol. Da, și a slujit cumva națiunea, dar nu cred că trebuie subordonată într-un fel sau altul. Acum, raportat la cazul Ucrainei, noi să știți că suntem singura țară din fostul lagăr comunist care am ieșit din această experiență comunistă fără schisme. Cum s-a întâmplat de pildă în alte țări. Ucraina e un caz, cum s-a zice, de manual. Deși schisma, da, e ceva mai de dată mai recentă, când s-a rupt biserica acolo. Plus că a mai existat o facțiune din timpul Revoluției Bolșevice, care a rămas așa, pendulat între tendințe. Între tendințe, n-aveau niciun fel de legitimitate, canonicitate, ierarhi din acea... Vedeți că acum rușii contestă însă și identitatea ucraineană. Ei spun că așa ceva nu există. Bun, e clar, acolo e o problemă din toate punctele de vedere. Da. E un etnofiletism, e un maniheism din acesta aberant și exacerbat, care nu demonizează, să zic, pe cel care nu e neapărat din neam cu tine și așa mai departe, sau nu face parte. În plus, se pare că au fost luate și unele măsuri contundente împotriva preoților, călugărilor, ceea ce și nu e care n-a ajutat nici într-o parte, nici în alta. Sigur că și asta arată, de fapt, ce se întâmplă când politica acaparează, intră în biserică și, practic, transformă acolo un câmp de luptă. Și e trist ce se întâmplă, pentru că, practic, sunt oameni nevinovați la mijloc, sunt preoți care, să zic, iau o conștiință și trebuie să-L slujească pe Dumnezeu și nu atât regimul politic sau patria. Indirect o fac și pe aceasta. Stăpânul e dincolo de asta. Stăpânul e dincolo, da. Deși noi ne rugăm, suntem chemați să ne rugăm pentru conducător, oricât de nevrednici ar fi, nu în ideea că probabil Dumnezeu să-i poată înțelepți într-un fel sau altul. Dar ceea ce se poate spera este că la un moment dat să se refacă această unitate, oricum și panortodox, dacă vorbim astăzi, nu mai vorbim de unitate, pentru că Rusia, de pildă, a rupt comuniunea cu Patriarhia Ecumenică, cu Patriarhia Alexandriei. Știți că și-o sumă Rusia flamura de Moscova... Moscova, Roma a treia, nu? Da, numai că știți foarte bine, sunteți istoric, Roma nu era în termeni cantitativi. Firește. Nu, era în termeni calitativi, era așa vechea e. Și nu a Roma. Atât, n-a corect. Fost a treia, a cincea, a zecea. Așa încât astea sunt sigur niște asta creații. Asta seamănă un pic cu internațional, a întâia, a doua, a treia. A treia, da. În cazul Romei e foarte clară. Cu Roma e limpede, cum stăm. Da. Ne mai vorbim de faptul că întâi au dus-o la Novgorod și pe urmă s-au gândit că poate la Moscova ar fi... Da, după ce au trecut de... Cu rușii e complicat mereu. De dezastru tătăresc. Da, oricum, din păcate, Rusia e o țară care, datorită istoriei, ei și-a ratat într-un fel vocația europeană. Ce păcat. Totuși, mare pentru păcat, cel mare și Ecaterina și atâția au luptat. Și, sigur, au avut minți extrem de luminate, spirite cât se poate de europene, dar ea tot timpul a pendulat între acel o parte de despotism Asie, asiatic. Și au lăsat urme, amprente. Da, e cumva prizonieră și victima unei geografii care n-a ajutat-o niciodată. Datorită faptului că n-a avut limite, n-a avut... De Gaulle era magnific când spunea că Europa merge până la Urali. N-a precizat pe care parte a Uralilor, mă rog. Dar iată că... Europa are nevoie de limite, de granițe bine stabilite, Rusia, nu? E ghinionul ei că din trei părți e înconjurată de ape, dar din a patra parte lucrurile continuă pe sol. Ce vreau să vă întreb, părinte Bogdan Ivanov? Cum merge? Sunteți în continuare implicat, nu? În fundația Bartolomeu Anania. Face plăcere și e un proiect pe care îl
îl gestionez de mai bine de 15 ani cu foarte mulți înainte, ca să zic așa. Ajută să fie. E foarte important. Spuneți-mi, există o continuitate de proiecte? Există o dezvoltare? Ați mai introdus elemente noi? Acum, în primul rând, vrem să stimulăm cercetarea. E adevărat, sunt generații și generații. Unii sunt mai dornici, mai sclipitori, mai inteligenți, mai inovatori în ceea ce privește proiecte, altele mai puțin, generații mai comode. Dar încercăm să îi stimulăm pe cei care vin dinspre știință, cultură, artă, politică, de ce nu, să se apropie de teologie, pentru că, iată, sunt subiecte care sunt foarte actuale și ar merita studiate, dar și pe teologi să îi deschidem spre alte. Așa că e un concurs anual de burse, avem 4 burse de cercetare pentru masterat și doctorat. Sigur, ne axăm foarte mult și pe partea socială, să zic așa, unde sunt majoritare bursele pentru elevi și studenți și realmente e un sprijin pe care îl putem acorda an de an. Și să știți că avem bucuria să constatăm că avem tineri care și-au făcut și liceul și facultatea și au ajuns oameni stăpân pe propriul lor destin. Deci nu au fost risipe de energie și de resurse, ci dimpotrivă, bune investiții. Și cred că la rândul lor, acești oameni, probabil când vor ajunge să aibă și o stare materială mai bună, nu o să uite că cineva le-a întins mâna și pot să o facă și ei la un moment dat. Și cred că ăsta e, de fapt, scopul care arată că fundația e un proiect care trebuie să genereze bine pe mai departe. Și deci, în principal, merge pe ideea de cercetare. Ideea de cercetare. Aveți și operă caritabilă acolo sau nu în cadrul fundației? Nu, fundația, ceea ce dă ajutor sub formă de bani, dă aceste burse, care nu sunt puternice. Avem peste 20.000 de euro în fiecare an. E o sumă, încercăm să o menținem constant, ne-am bucurat să o putem crește, dar vrem să ajutăm pe cât mai mulți. Reușiți să atrageți donații sau lumea nu se gândește? Sunt. E bănuțul văduvei care vine constant și care de multe ori copleșește orice. Mara lui Slavici, femeia care își dă puținul sau neajunsul ei. Și o sursă cumva care vine de la fondatorul instituției noastre sunt drepturile de autor, care există drepturile de autor, și ne gândim, avem încă proiecte de dezvoltare, trebuie obligatoriu să scoatem o carte de predici, pentru că Mitropolitul Bartolomeu a rămas ca un mare predicator al ortodoxiei românești din ultimul secol. Avea bucuria de a vorbi. Și bucuria. Ne rămâne mai puțin de un minut. Un gând frumos la final sau un urât, cum vă vine? Cred că numai lucruri frumoase, da. Da, și eu cred asta. Da, eu cred că trebuie să știm să ne bucurăm de viață. Și pentru că tot l-ați pomenit pe Mitropolitul Bartolomeu, mi-a plăcut tot timpul la el să aud cum pronunță cuvântul viață. Avea o voluptate cu totul aparte. Cred că a știut să se hrănească din ea, chiar și când aceasta a fost potrivnică, dar nu și-a pierdut niciodată echilibrul interior. A fost un om puternic. Un om puternic, călit în viață și în istoria pe care. Și cred că și noi trebuie să fim la fel, într-un fel, și să știm să luăm fiecare zi așa cum vine și aici este momentul cel mai important. Vă mulțumesc, Părinte Bogdan Ivanov. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept și altă dată, să vă invit. Mult. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vouă, dragi prieteni, vă spun pe curând, adică pe data viitoare. Numai bine! Thank you.